Deci încurajăm prin positive reinforcement poziția asta, comportamentul ăsta. Ok, și positive punishment? Hai că ți explic acum ce e cu cadranul de cele patru. Okay. În contextul ăsta, pozitiv înseamnă a adăuga un stimul, cum faci tu acum cu mâncarea, sau un stimul cum este lesa, stimul tactil. Negativ înseamnă a retrage un stimul. Fie retrage recompensa că nu-ți convine ceea ce face și renunți să-i mai dai. Da? Și pozitiv înseamnă sau retrage tensiunea în lesă pentru că a făcut ce ai... Da? Și atunci reinforcement înseamnă a încuraja și punishment în contextul ăsta înseamnă a descuraja un comportament. Mm-hmm. A-l descuraja, nu a-l pedepsi, nu a pedepsi câinul, ci a-l descuraja, da? Și atunci, positive reinforcement înseamnă a adăuga un stimul ca să încurajezi un comportament, cum faci tu acum mai dai. Îi spui cuvântul ea? Culcat. S-au culcat, așa, ea? Ia. Ok. Deci, acum încurajezi comportamentul ăsta adăugând un stimul. Mm-hmm. Bun? Tensiunea în lesă când ea vrea să se ridice este positive punishment. Deci adaug un stimul, tensiunea în lesă, un stimul tactil, ca să descurajezi ridicarea. În momentul în care se reașează, tensiunea respectivă dispare, deci retrag stimulul tactil și se numește negative reinforcement. Nu, dar sunt patru chestii, la un dat o să ți le te prinzi. Deci, când am retras, când ea se așează, tensiunea din lesă dispare. Deci, am retras tensiunea în lesă. Dar de ce o retrag? Ca să încurajez poziționarea. Și atunci, ca să încurajezi reinforcement, da? Ca să descurajezi punishment. Dar în cazul ăsta, retrag tensiunea în lesă, stimulul tactil, ca să încurajezi faptul că s-a așezat. Acum e pozitiv reinforcement. Da? În momentul în care spun negative punishment, îți dai seama cât de nasol e? Sună nașpa. Da, sună nasol, dar negative punishment înseamnă a retrage un stimul pentru a descuraja un comportament. Ce înseamnă asta? Eu vreau să-i dau mâncare și ea se ridică să vină să-mi ia cu toată mâna mâncarea și eu îmi retrag mâna. Retrag și mâncarea. Deci nu-mi convine că sare către mâna mea, da? Deci am retras mâna, deci am retras recompensa pentru a descuraja săritul ei către mâna mea să... și practic ieșirea din poziția pe care voiam să o recompensez. Okay. În momentul ăla ea se retrage și se pune din nou în poziție, fie șez, fie culcat sau stă pe loc. Și încerc să întind mâna din nou către ea să ia și ea se abține. Îi dau o comandă atunci? Sau îi spun nu. Okay. Fată, asta nu-mi convine. Ea se retrage, se pune în fund. Asta îmi convine și vreau să-i dau din nou. La un dat o să vezi că în loc să vină în întâmpinarea mâinii să ți se apuce mâna cu totul, se așează, rămâne în fund, apare autocontrolul și tu dai pozitiv reinforcement pentru comportamentul ăla. Okay. Dar retragerea recompensei, practic nici n-atingi câinele, se traduce prin negativ punishment. Da, adică retrag recompensa ca să descurajez comportamentul ăla de sărit din poziție, ieșire din poziție și sărit să-mi ia mâna cu totul. Ok, și când, apropo de chestia cu săritul la mâini, știi că ea face chestia asta, nu știu dacă ți-am spus, mă deranja foarte tare când am luat acasă, că sărea la mâini și mă... Da, dacă ai avea o lesă pe ea și ai pune piciorul pe lesă, practic ai aplica o tensiune în lesă, da? Un stimul tactil. Deci e pozitiv punishment. Păi acasă, nu am lesă. Și cine te oprește să-i pui lesă în casă? Păi vezi? Da, exact. Okay. Și în casă e un context ca și afară. Okay. Îl exploatezi ca atare și te folosești de mijloacele pe care de obicei afară le folosești ca să-ți controlezi câinele și să ai contact cu el și în casă. Și condiționezi câinele să fie cum e afară, să spunem ascultător că e în lesă și știe că îi sunt opțiunile limitate și în casă. Okay. Da? Deci revenind la, uite, acum e pozitiv reinforcement. Ce faci la positive reinforcement? Îi dau ceva bun. Perfect. Ca să? Ia. Ca să întărești poziția asta, comportamentul ăsta, să-l încurajezi.
să-l perpetuez mai departe, da? Perfect. Și faza aia cu, e clasică în sistemul de învățare, reflexe condiționate și necondiționate. Tu înveți în copilărie sau când înveți tu, nu că îți spun eu să nu pui mâna pe ibricul fierbinte, ci înveți după ce ai pus mâna și te-ai ars prima dată și zici, auci, m-am ars. Atunci e positive punishment, te descurajează, da? Să mai pui mâna pe ibric când e pe foc. Da? Da. E un stimul. Toate condiționările astea, când o să lucrezi cu ea și o să faci comenzi, nu trebuie să stai să te gândești la ele. Ele exact. Vin automat. Elementele astea, patru, se rostogolesc ca, pe o, ca într-o roată, de la una la alta, de la una la alta, știi? Ca și la noi oamenii, același lucru. Deci tu le folosești pe toate, practic, acum. Uh-huh. Lauzi fata un pic, bravo. Bravo, Bella. Pozitiv reinforcement. Perfect. Yeah. Și imprinting-ul este asocierea cuvântului cu poziția asta. Și cuvântul, la un dat, care este urmat de recompensă, cuvântul ăsta culcat, îl face pe cățel să rămână în poziție și să fie atent, că anticipează când auzi cuvântul culcat, okay, asociat cu poziția asta, că vine recompensă. Exact.